Coridorul sudic ce aprovizionează Europa cu gaze naturale din regiunea Caspică s-ar putea extinde spre piețe noi, a declarat președintele Klaus Iohannis la Baku. Liderul de la Cotroceni susține că România a devenit un nod important al tranzitului de gaze și are interconectări cu țările vecine. La reuniunea ministerială a Coridorului sudic din Azerbaidjan a participat și Andrei Spân. Operatorul rețelei de transport al gazelor din România a investit pentru a face operațional în flux invers coridorul transbalcanic, care trece prin Republica Moldova. În același timp, operatorul român s-a conectat la sistemele de transport ale țărilor vecine prin construcția gazoductului Brua, care face conexiunea între Bulgaria și Ungaria prin România, iar Republica Moldova mai are o conexiune cu rețeaua României, a declarat Klaus Iohannis. I would like to highlight here an important project for Romania. Aș dori să menționez un proiect important pentru România, care poartă o semnificație strategică pentru vecinul nostru, Republica Moldova. Gazoductul care leagă rețeaua României cu capitala Chișinău a fost autorizat în octombrie 2021 și este complet operațional. Gazoductul poate transporta suficient gaz încât să acopere consumul anual al malului drept. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a transmis de la Baku că guvernul va urma calea diversificării surselor de energie. Parteneriatul strategic în domeniul energetic între România și Azerbaidjan s-a extins și fără îndoială acest parteneriat este în avantajul Republicii Moldova.